Bună ziua, sunt Anișoara Login și vă invit să urmăriți știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Trei copii de o lună, 4 și 7 ani, au ars de via seară într-un sat din Glodin după ce casa lor a fost cuprinsă de flăcări. Părinții spun că nu au reușit să-i salveze. La tipografia centrală din capital a început astăzi tipărirea buletinelor de vot pentru referendumul de demitere a primarului Dorin Chirtoacă. Tragedie într-o familie din Glodeni. Trei copii au ars de vii într-un incendiu. Cei mici de o lună, 4 și 7 ani, dormeau în casă când au izbucnit flăcările. S-a întâmplat puțin după miezul nopții în satul Danu. Mama micuților le-a spus polițiștilor că era în curte când a observat că din camera lor iese fum. Tatăl, care dormea și el, ar fi încercat să-i salveze, însă focul era deja prea puternic. Cadavrele copiilor, două fete și un băiat, au fost găsite de pompieri. Poliția din Glodeni a deschis un dosar penal pentru lipsire de viață din imprudență. Deocamdată nu se știe ce a provocat incendiul. A început tipărirea buletinelor de vot pentru referendumul de demitere a lui Dorin Chirtoacă. Cele peste 630.000 de exemplare de culoare galben mat vor costa aproape 100.000 de lei. Alegătorii trebuie să răspundă la întrebarea dacă susțin revocarea primarului general al municipiului Chișinău. Astăzi, șefa Dracek a mers la tipografie ca să se asigure că procesul decurge fără probleme. Pentru referendumul de duminică din Chișinău vor fi tipărite 632.104 de exemplare, dintre care 413.282 vor fi în limba română și 218.822 în limba rusă. Buletinul de vot are o lățime de 160 de mm și o lungime de 120 de mm. Procesul de tipărire este supravegheat în primul rând de către funcționarii Comisiei Electorale Centrale și de către instituțiile implicate în acest proces. Pe fiecare buletin este indicat numărul secției de votare, dar și numărul circumscripției electorale. Există mai multe semne de protecție, care însă pot fi văzute doar cu o lupă. Întrebarea scrisă pe buletinul de vot a fost formulată de către Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău. O decizie colegială a Consiliului, nu este o opțiune personală a cuiva. Respectiva întrebare este una foarte logică, ieșind din natura exercițiului, că este vorba despre revocarea primarului. Una pentru sau contra sunt acele opțiuni care au fost reflectate sau înregistrate participanților la referendum. Respectivul text este reflectat și în decizia Curții de Apel, prin care a fost statutată data referendumului. Caracteristicile buletinelor de vot sunt reglementate prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale. Deci comisia reglementează culoarea galben-mat, opal, pentru buletinele de vot în cazul referendumului local. Vineri, de la tipografia centrală, buletinele de vot vor fi distribuite către secțiile de votare. Tipărirea buletinelor costă 98.000 de lei. În total, pentru organizarea referendumului de duminică, guvernul a alocat 9 milioane de lei. Pentru ca Dorin Chirtoacă să fie demis, împotrivă, trebuie să voteze 163.571 de persoane, adică tot atâția oameni cât l-au susținut în scrutinul din 2015 plus un vot. Iar pentru ca plebiscitul să fie validat, la secții trebuie să se prezinte 33% din alegătorii din municipiu. Între timp, la judecătoria Chișinău cu sediul la Buiucan are loc o nouă ședință de judecată în cazul primarului suspendat Dorin Chirtoacă. Tatiana Anastas se află acolo și ne spune mai multe. Tatiana, bună ziua! Te ascultăm! Bună ziua, Anișoara, bună ziua, doamnelor și domnilor. Ședința de judecată, care se află încă la etapa preliminară, a fost programată pentru ora 13 și este acum în desfășurare. Potrivit avocaților, astăzi instanța ar urma să se expună asupra tuturor cererilor depuse de către aceștia la ședințele anterioare, printre care se numără și cererea de revocare a măsurii de reprimare în privința lui Dorin Chirtoacă, dar și o cerere de anulare a ordonanței procurorilor care au exclus avocații din proces încă la etapa următoare. Penale. Totodată, după ce vinerea trecută Dorin Chirtoacă a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar, avocații acestuia au contestat deja această decizie la Curtea de Apel, cerând ca acesta să fie eliberat. O ședință de judecată deocamdată nu a fost fixată. Dorin Chirtoacă s-a aflat în arest la domiciliu timp de 5 luni, fiind cercetat penal pentru trafic de influență și corupere pasivă în dosarul parcărilor cu plată. Acesta se declară nevinovat. Deocamdată atât de aici. Anișoara. Tatiana, îți mulțumesc. Pentru că nu poate să meargă la Hollywood, un tânăr a decis să aducă Hollywoodul la Căușeni. El a reprodus vestita inscripție din Los Angeles pe care a instalat-o pe un deal. Să aud și de satul nostru, adică nu s-au pomenit niciodată de el. De Hollywood știu toți. A fost coșcălie, cred că nu era să fie bombă cum e acum.
Cât l-a costat inscripția, dar și ce cred țătenii despre inițiativa tânărului, vă spunem în câteva momente. Rusia a încercat să demonstreze că Statele Unite susțin teroriștii din statul islamic, însă a reușit doar să stârnească amuzamentul internauților. Și asta pentru că una dintre fotografiile prezentate drept dovezi era o poză dintr-un joc video. Ministerul rus al apărării a șters fotografia, despre care a spus că a fost o eroare a unui angajat. Ministerul rus al apărării a publicat ieri câteva fotografii alb-negru despre care a scris că demonstrează că Statele Unite susțin teroriștii din statul islamic. În poze se văd mai multe camioane. Oficialii ruși susțin că aviația americană ar fi încercat să împiedice loviturile aeriene rusești asupra coloanei de mașini ale teroriștilor. Ministerul apărării de la Moscova a anunțat că imaginile au fost filmate de drone ruse pe 9 noiembrie într-un oraș din Siria. La scurt timp de la publicarea acestora, câțiva internauți, dar și o organizație non-guvernamentală, a observat că una dintre pozele publicate de ruși este de fapt dintr-un joc video. După o serie de critici la adresa Ministerului Rus al Apărării, poza a fost ștearsă, iar oficialii au spus că totul a fost o greșeală a unui angajat. A reacționat și purtătorul de cuvânt al Coaliției Internaționale Antijihadiste, Kuntus Dessua, care a declarat că dezvăluirile Ministerului Rus sunt la fel de exacte ca loviturile lor aeriene. Nu este prima oară când Rusia oferă informații eronate. În filmul despre Vladimir Putin al regizorului american Oliver Stone, președintele rus a arătat o înregistrare video prezentată ca un bombardament al aviației ruse în Siria. Presa a scris atunci că în imagini erau de fapt loviturile americane în Afganistan din 2013. Plouă cu scumpiri la piață, prețul la legumele și fructele moldovenești a crescut de 2 sau chiar de 3 ori, de parcă ar fi aduse dintr-un alt capăt de lume. Comercianții spun că acesta e abia începutul. Odată cu venirea iernii, prețurile vor fi și mai mari. Dacă acum o lună un kilogram de roșii moldovenești costa până la 7 lei, acum prețul a ajuns tocmai la 18 lei. Castraveții sunt vânduți cu 23 de lei kilogramul, iar ardeii 11 lei. Comercianții spun că prețurile sunt exagerate pentru că legumele și fructele din Moldova sunt pe terminate. Timpul, dacă e bună, să meargă. Omul și când vine, întreabă, ia că e a noastră, e turcească. Deci termină marca moldovnească. Și să începe de cei care s-o duc mai târziu. De rând cu legumele proaspete s-au scumpit și cele murate, care costă de 2-3 ori mai mult. Sunt murături cum pun strămoși, cum s-au murat din roșii cu chipăruș, cu țelin, cu usturoi, cu mărar. La o altă tarabă, doi frați în lipsă de cumpărători și laudă marfa. Prețul unui kilogram de pepene murat sare de 30 de lei, dar vânzătorii spun că la cât sunt de gustoși, merită chiar și 50 de lei. Bravo! Nu toți pot face producție bună, nu toți, cuidat. Știi că acum zeci gospodini fac zamă și la tăte diferite zamă. Harbuje sunt și cu nieri. Aici e sorți moldovnești, aici e sorți moldovnești. Unii harbuja noștri. La cumpărături, printre tarabe, l-am găsit și pe acest bărbat din Ucraina, care ne-a povestit că de fiecare dată când are ocazia, vine și își face piața la noi. De ce? Bărbatul spune că aici găsește doar bunătățuri care îți lasă gura apă, chiar dacă prețurile sunt destul de mari. Благодарю Бога, что есть Молдавия, страна Молдавия, что такое вкусное делает мама Лига, брынза овечья. Я считаю, что в Молдавии все должны быть миллионерами. Земля шикарная, нету химических производств. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în luna octombrie față de luna septembrie, prețul la legume, dar și la fructe, a crescut semnificativ. Legume cu 30,2%, fructe cu 34,5%, dovlecei cu 43,5%, castraveți cu 42,0%, iar vinete cu 40,5%. Totodată s-au înregistrat scumpiri la carne, dar și la produsele lactate. Statisticienii vorbesc despre prețuri mai mici la televizoare, medicamente și carburanți, dar ieftinirile sunt mai mici de 1%. Televizoare cu 0,8%, medicamente cu 0,5%, iar carburanți cu 0,3%. S-au scumpit și carburanții. De astăzi, un litru de motorină costă 15,78 lei, cu 52 de bani mai mult decât ieri, și benzina este mai scumpă. Un litru ajunge la 17,79 lei, cu 66 de bani mai mult. Aceste prețuri plafon vor rămâne valabile pentru următoarele 2 săptămâni. Petroliștii nu au dreptul să le depășească.
Igor Gamrețchi a scăpat de închisoare deoarece și-a recunoscut vina, este la prima abatere și are acasă doi copii minori. Aceste argumente se conțin în decizia motivată a Curții de Apel, care a transformat cei doi ani de închisoare cu executare în trei cu suspendare. În sentința motivată publicată astăzi de Ziarul de Gardă, se arată că magistrații au considerat că decizia primei instanțe nu ar fi proporțională cu fapta comisă de Gamrețchi. Magistrații de la Curtea de Apel au scris în decizia motivată publicată recent pe portalul instanțelor de judecată și analizată de reporterii de la Ziarul de Gardă că Gamrețchi nu ar prezenta un pericol pentru societate, ci doar pentru anumite domenii, respectiv privarea de libertate a acestuia nu ar fi necesară. În acest context, Colegiul Penal va acorda o eficiență deosebită faptului că inculpatul anterior nu a fost judecat pentru încălcarea normelor penale și că săvârșirea infracțiunii incriminate acestuia a rezultat din atribuțiile de serviciu deținute, iar riscul recidivării este redus prin faptul aplicării față de acesta a pedepsei complementare sub formă de privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 3 ani, inculpatul nefiind un pericol pentru societate, ci pentru domenii restrânse, se arată în decizia Curții de Apel. S-a ținut cont și de faptul că fostul șef de la transporturi are acasă doi copii minori și că și-a recunoscut vinovăția încă de la etapa urmăririi penale. Solicitat de ProTV, Igor Gamrețchi nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne spune dacă va contesta decizia Curții de Apel la Curtea Supremă de Justiție. Avocatul care l-a apărat în instanța de fond și cea de apel susține că nu a discutat despre asta cu clientul său și nu ne poate răspunde la întrebări. Igor Gamrețchi a fost reținut în luna aprilie acestui an de către procurorii anticorupție, odată cu viceprimarul Nistor Grozavu, milionarul Alexandru Pincevski și alte câteva persoane vizate în dosarul parcărilor cu plată. La sfârșitul lunii mai, după gratii, a ajuns și primarul Dorin Chertoacă. Acesta a fost reținut în urma declarațiilor depuse de către subalterni săi care l-au învinuit de trucarea licitației. Grozavu și Pincevski sunt cercetați în libertate. Igor Gamrețchi însă a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare de Curtea de Apel, iar Dorin Chertoacă este judecat aflându-se sub control judiciar de săptămâna trecută. Primarul suspendat se declară nevinovat. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în această dimineață în regiunea Habarovsk. La bord se aflau 7 persoane, 6 adulți și un copil. Ca prin minune, fetița de 3 ani a supraviețuit, însă celelalte persoane au decedat. Micuța a fost transportată la spital, i-a suferit o fractură la picior și o comoție cerebrală. Avionul s-a prăbușit printre copaci la 2 km de aeroport, în timp ce se pregătea să aterizeze. Nu se știe deocamdată cauza accidentului. Oficiali din serviciile de urgență susțin că aparatul nu avea probleme tehnice. Mâine, în regiunea Habarovsk, va fi zi de doliu. Un tânăr din Coșcalia a dus Hollywoodul la el acasă. Mai bine zis, acesta a reprodus vestita inscripție din Los Angeles și a instalat-o pe un deal din preajma localității. Astfel, el speră că satul său va deveni o atracție pentru turiști. Simbolul filmului american l-a costat 40.000 de lei. Pentru a face o fotografie lângă celebra inscripție Hollywood, nu trebuie să treceți oceanul. Inscripția o găsiți pe un deal din Coșcalia. Aici nu este Los Angeles, însă fotografiile sunt demne de album. Inscripția a apărut pe acest deal săptămâna trecută și poate fi observată din orice colț al satului. Ideea îi aparține lui Anatol Țibârnă. Tânărul lucrează în domeniul construcțiilor în Rusia și este convins că inscripția va aduce faima satului. Să aud și de satul nostru, adică nu s-a pomenit niciodată de el. De Hollywood știu toți. A fost Coșcălie, eu cred că nu era să fie bombă cum e acum. Inscripția l-a costat 40.000 de lei. Ca să iasă totul ca la carte, a fost ajutat de câțiva prieteni. Aproximativ 3 tone de metal, înălțimea la litere de 5 metri, toate împreună de aproximativ 40 de metri. Tânărul are planuri mari și dorește ca inscripția să lumineze noaptea, iar dealul să devină locul preferat pentru îndrăgostiți. Că eu o să vorbesc cu vecinii și de la ei să mă conectez, tot eu o să achit acest cheltuiel. Vreau să fac un scaun la distanță, adică dacă să fie doi îndrăgostiți sau să pot fotografiez la fonul Hollywood. Părinții băiatului sunt mândri de el. Nu mai ieșim în prag și noi din ușă vedem Hollywood-ul. Așa nu-s banii mei. Cine-i face, acela îi cheltuie. Așa că nu-s a mei. Eu aș dori să fie un copac de fier acolo. Făcut o lăcat mare, dar m-am și gătit-o. S-o pui prima. Sătenii însă nu prea știu ce semnifică celebra inscripție. Holia, nu știu cum, că nu pot zici pe la urmă. Holia, o, cu D să muntui la Holia, nu știu cum, cu D. America, America e importantă, păi este, da, corect. Știți ceva în engleză? Oh, merci. E foarte frumos și foarte îmi place. Ce înseamnă Hollywood? În cinstea satului. Asta înseamnă
un oraș, Hollywood. Văd că se duc băieți, se fotografiază. Coșcalie ce vedeți aveți? Avem ansamblul lui, este. În schimb, ador actorii americani. Arnold Schwarzenegger. Julia Roberts, tot știu. Unii speră că, datorită inscripției în Coșcalia, să se producă și filme. Despre sărăcii, despre oamenii bătrâni care au rămas și căsile au rămas pustii. Să vadă cum trăiește lumea la țară, că e așa, le pare că trăim în lux. Tineretul nu iau câte căs. Și-a pustii. Tăte, tăte, tăte. Trei copii am tăiat în duș. Am rămas singur. Ia ca tine cu targa, drepte, fac așa. Pentru a crea impresia că este la Hollywood, acest tânăr a făcut 10 de kilometri pentru a se fotografia lângă faimoasa inscripție. Am aflat pe internet această inscripție și am trecut să-mi fac o poză. Te simți ca în Hollywood cu ei? Da, ca în Hollywood, ceva original. Celebra inscripție Hollywood, care este amplasată pe muntele Lee, lângă Los Angeles, a apărut în 1923 și era inițial o reclamă pentru un cartier de locuințe. Cele mai rapide modele Corvette și Land Rover au fost lansate la salonul auto din Dubai. Pentru cei care s-au plictisit de caroseriile din fibre de carbon, a fost prezentată prima mașină făcută din titan. Vedeți mai multe imagini în câteva minute. Lapte cu hrișcă și viermi. Asta spun părinții că au primit copiilor la o grădiniță din capitală. Imediat s-au autosesizat cei de la Protecția Consumatorului, care au efectuat controle, așa că toată hrișca a fost sigilată și scoasă din instituție. Cazul este investigat de Direcția Educației Chișinău. Scandalul a pornit după ce o mamă a postat câteva imagini pe o rețea de socializare. Femeia scria revoltată în postarea sa că a găsit la grădiniță în hrișca cu lapte, insecte și viermi. Supărați, mai mulți părinți au mers să ceară socoteală educatoarelor. Viermi deasupra, e groaznic, ăștia sunt copii, nu sunt animale, noi aducem în siguranță, dar noi am reacționat din pozele unor părinți care au postat pe internet. Directoarea instituției spune că imediat s-a autosesizat, iar părinții fac zarvă în zadar. La grădiniță au mers și responsabilii de la Protecția Consumatorului, care însă nu au găsit nimic în hrișca cu lapte oferită copiilor la micul dejun. Deci în hrișcă s-a găsit niște gâtgăvițe, nu sunt viermi. Hrișca deci este toată sigilată pentru a fi returnată. Asistenta medicală, evident, trebuie mustată, fiindcă nu a ținut cont. Totuși este în comisia de trieri care gustă, care verifică mâncarea. Am sesizat Agenția Națională de Siguranță Alimente, cât și Centrul de Sănătate Publică, specialiști pentru a prelua probe din bucatele preparate pentru dejunul copiii. Din ceea ce am văzut noi la blocul alimentar, nu conținea careva impurități. Chiar și așa, Solomitski susține că toată hrișca va fi scoasă din grădinițe, iar bucătarii care nu au fost atenți vor fi amendați sau chiar concediați. Situație tensionată în Zimbabwe, unde armata a preluat puterea și controlul televiziunii de stat. Soldați și vehicule armate au blocat drumurile către principalele clădiri guvernamentale, iar președintele țării ar fi fost arestat. De la televiziunea națională, reprezentanții armate au spus că nu este vorba despre o lovitură de stat și că președintele este în siguranță. We wish to assure the nation that His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe and his family are safe and sound, and their security is guaranteed. We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country. Armata din Zimbabwe susține că a preluat puterea pentru a contracara criminalii din jurul președintelui. Presa scrie că ar fi fost reținut ministrul de finanțe. Președintele Robert Mugabe conduce Zimbabwe de 37 de ani. Fostul vicepreședinte în vârstă de 75 de ani, care a fost demis de Mugabe la începutul acestei luni, s-a întors din exil. Jurnaliștii speculează că acest lucru ar putea însemna că va avea loc un transfer de putere. Dedeman a anunțat că se va retrage din Chișinău dacă până la 1 decembrie Consiliul Municipal nu va aproba proiectul care permite deschiderea rețelei de magazine. Într-un comunicat de presă, compania susține că pe 9 noiembrie a trimis o cerere primarului interimar prin care solicită ca proiectul să fie inclus pe ordinea de zi a CMC. Solicitați de ProTV, consilierii liberali au spus că această problemă va fi discutată la următoarea ședință. Socialiștii și cei de la PPM acuză compania de șantaj. Rețeaua de magazine de demand din România, care anunțase că va investi 20 de milioane de euro în Moldova, a anunțat recent că intenționează să se retragă de pe piața de la noi din cauza birocrației excesive și a barierelor administrative.
Atenție la produsele pe care le consumați. Specialiștii de la ANSA susțin că se face abuz de antibiotice la crescătoriile de animale, iar carnea pe care o mâncăm reduce efectul tratamentelor cu antibiotice. Responsabilii din sănătate afirmă că din acest motiv, anual, mii de oameni mor în toată lumea. 87% din producția animală din țara noastră aparține sectorului privat, susține ANSA, iar majoritatea producătorilor ar folosi antibiotice și medicamente fără prescripția specialiștilor. Noi depistăm în multe cazuri, deci unele reziduri care cum sunt metalele grele, cum sunt pesticide, cum sunt insecticide, fiindcă ele nimeresc în produsele animaliere, bineînțeles, prin carne, prin furaje. Supraveghem tot lanțul de introducere în țară a medicamentelor și antibioticelor prin segmentele vamale, deci orice produs farmaceutic care intră în țară este clar că este trecut prin Comisia de Medicamente. Contactați de ProTV cei de la Uniunea Producătorilor din Industria Avicolă din Republica Moldova și Asociația Producătorilor de Lapte nu ne-a oferit vreun răspuns. Între timp, ANSA anunță că acestea nu sunt primele cazuri de așa fel din țara noastră. În 2008, specialiștii au depistat antibiotice în mere și produse apicole, iar din acest motiv ne-a fost interzis exportul în alte țări timp de 3 ani. Folosirea greșită și excesivă de antibiotice la animale, dar și alți factori, au dus la apariția rezistenței la antibiotice la oameni, o problemă cu care se confruntă în ultimii ani zeci de state din lume. Moldova nu este o excepție. Avem costuri umane foarte grave și crește numărul deceselor. Antibioticele reprezintă circa 10% din toate medicamentele care sunt utilizate în Republica Moldova. Astfel, an de an, tot mai mulți moldoveni recurg la folosirea antibioticelor. Problema este că pacienții le administrează fără prescripția medicilor, în mod excesiv sau, de cele mai multe ori, întrerup tratamentul. Pentru a preveni asemenea cazuri, autoritățile din sănătate încă în martie au emis un ordin prin care au obligat farmaciștii să vândă antibiotice doar cu rețeta medicului de familie. Chiar și așa, până acum au fost comise numeroase încălcări, iar cel puțin 5 farmaciști au primit procese verbale pentru comercializarea greșită acestor preparate. Ministerul Sănătății a anunțat despre lansarea unei campanii de informare despre rezistența la antibiotice. Anual, peste 380.000 de persoane din Uniunea Europeană se îmbolnăvesc cu infecții rezistente la antibiotice, iar 25.000 de oameni mor din această cauză. Cele mai rapide modele Range Rover și prima mașină din titan făcută manual sunt printre premierele de la Salonul Auto din Dubai. Acolo constructorii se întrec în modele luxoase și făcute pentru viteză. Au și motive de optimism în ceea ce privește piața din Orientul Mijlociu. Arabia Saudită le permite acum și femeilor să conducă, așa că ar putea apărea mai mulți cumpărători. Infiniti, brandul de lux al constructorului Nissan, a lansat la salonul din Dubai noul SUV QX80. E cel mai mare SUV Infiniti, are 8 locuri și un motor V8 de 5,6 litri. There's maybe no other car that is more Dubai than the QX80. It's a very important segment here in the region. More than 20% of the customers are deciding to buy a car in this segment. Constructorul auto Jaguar prezintă noul Range Rover, despre care afirmă că e foarte rapid. Cu un motor V8 de 5 litri, modelul poate atinge viteza de 100 de km pe oră în 5 secunde. Și Chevrolet se laudă cu o premieră similară, cel mai rapid și puternic model din familia Corvette, cu un motor V8 de 6,2 litri și care va fi pus în vânzare anul viitor. This is the ZR1, the most powerful, fastest Corvette they've ever done. This is a great place to launch it. La eveniment a fost prezentată și prima mașină făcută din titan. Vulcano Titanium este inspirată dintr-un model de avion de recunoaștere american. Făcută manual, prețul mașinii ar putea porni de la $1,000,000. Very sensual material. You touch it. It's sensual. There's nothing else to say. It's warm. It's beautiful. It's, of course, we know for technology, it is a very high-tech material that is very durable. Salonul auto de la Dubai este deschis până sâmbătă și sunt așteptați până la 100.000 de vizitatori. Naționala Moldovei de tineret a încheiat anul cu o înfrângere. Echipa lui Dănuț Oprea a pierdut acasă în fața Cehiei, scor 1-3, asta deși tinerii tricolori au marcat primii.
Șutul lui Vitalie Dămășcan a fost respins de portar, iar Andrei Magrițchi a băgat balonul în plasă. După doar 4 minute, însă un fundaș al echipei noastre a făcut cadou mingea lui Provot, care a egalat cu un șut frumos. După pauză, Cehia a ieșit în avantaj. Baciu a marcat cu o lovitură de cap după o centrare din corner. Vitalie Dămășcan a avut șansa egalării, însă șutul său a lovit bara. Imediat, tinerii cehi au făcut 3-1, a înscris Kneșlik. Scorul putea fi și mai mare. Pe final, oaspeții au obținut un penalti. Portarul Nicolae Cipotare a respins șutul de la punctul cu var. Astfel, Moldova a pierdut al 5-lea meci consecutiv în preliminariile campionatului european destinat jucătorilor cu vârsta de până la 21 de ani. Am jucat, am început bine, am fost compact, dar din păcate iar scăpăm gol din standarduri. Și asta e o problemă mare pentru noi. Greșeli proprii, greșeli proaste, neconcentrare, s-a văzut deodată. Așa e nivelul nostru, ce să faci? Pentru a patra, a cincea oară în ultimele jocuri, aceia jucători scapă jucători de marcaj și aici e vorba de responsabilitate. It was a tough game, but we need today earn 3 points and we take it and that's it. Cu 3 puncte la activ, Moldova ocupă locul 5 în grupa preliminară. Echipa noastră o devansează doar pe San Marino, care nu are puncte acumulate. Doamnelor și domnilor, jurnalul la miezii se încheie aici. Ne revedem la știrile de la ora 17. Pe curând!